Congresul anual CISAICAR este cel mai important în domeniul salvamont, având în vedere că aici se stabilesc recomandările internaționale ce țin de procedurile folosite în timpul acțiunilor de salvare ale victimelor pe munte. De asemenea, au loc prezentări de studii de caz și tehnici de intervenție. În acest an, congresul s-a desfășurat pe parcursul acestei luni în Lake Tahoe, din Statele Unite ale Americii. Delegația salvamontiștilor din România, printre care s-a aflat și Ovidiu Bodean, șeful salvamontiștilor din Hunedoara, prezentat la acest eveniment aplicația Salvamont, realizată de o companie de telefonie mobilă pentru smartphone-uri. Cea mai importantă caracteristică a aplicației Salvamont, care poate salva și vieți, este faptul că persoana care o folosește pe munte poate fi urmărită de salvatorii montani din dispecerat. Apare opțiunea trekking. I-am dat drumul la trekking. În acel moment îmi apare harta și, bine, va trebui să ieșim afară. Și suntem logați la program, program care se vede din dispeceratul Salvamont. Și în orice moment, în momentul când am accesat butonul trekking, în orice moment cel din dispecerat va ști unde suntem și dacă suntem în regulă. Iar dacă îi dăm drumul la SOS sau la, chiar dacă nu avem legătură telefonic, toate astea funcționează prin partea de GPS și dacă încărcăm hărțile, vom suna la dispecerat, iar dacă nu vom suna, cel din dispecerat o să vadă poziția noastră cu exactitate. Pentru a putea folosi această opțiune, nu este nevoie de internet sau de semnal la telefon. După ce se descarcă de pe internet, se folosește prin GPS-ul telefonului, pentru că tu descarci de acolo harta respectivă cu tot ce este, iar GPS-ul tău va da, din telefon, va da semnalele pentru localizarea ta permanentă ori prin GPS, ori prin triangulația releelor de telefonie. În plus, cei care descarcă aplicația Salvamont pot afla informații necesare din domeniul montan și anume pârtii deschis, starea pârtilor, grosimea zăpezii, vreme, cele referitor la trasele de vară. Cum sunt trasele, dacă sunt închise, dacă sunt bine marcate, care sunt trasele respective, o descriere sumară a traseului, cabane din zona montană de unde vrei să te duci să faci o mică excursie și multe alte informații legate de partea montană. Aplicația Salvamont este accesată de aproximativ 50.000 de persoane lunar în sezonul de vară și cel de iarnă. Ea este gratuită și poate fi descărcată indiferent de operatorul de telefonie mobilă pe care îl folosiți. Singura condiție este să dețineți un smartphone. Astfel de aplicații au fost dezvoltate și de alte țări, însă acestea sunt mult mai dificile și destul de greu de folosit. Datorită rapidității cu care funcționează și simplității cu care poate fi folosită, aplicația Salvamont este o premieră la nivel mondial.